Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Lacrimi la Marea Neagră, episodul 41, rezumat. Nefes a leșinat, iar când s-a trezit a încercat să-l liniștească pe Egid spunându-i că nu e nimic grav, doar că e obosită și a răcit puțin. Dimineața Nefes nu a putut merge la serviciu. În timp ce Nefes dormea, Egid a mers la restaurantul unde ea lucra și a spus patronului că mama lui este bolnavă și nu poate veni la serviciu. El i-a zis că nu este nicio problemă dacă lipsește și i-a dat să-i ducă o supă caldă. O femeie pe nume Nermin a trecut pe lângă rulota lor și a văzut dormind acolo, apoi s-a întors și le-a lăsat o saltea și o pătură. A doua zi a mers din nou și când a văzut-o pe Nefes bolnavă, i-a luat pe amândoi la ea acasă pentru a face o baie caldă. Nermin i-a povestit lui Nefes că avea o nepoată care a dispărut. Când au plecat, i-a dat lui Nefes câteva lucruri și i-a zis că a făcut o înțelegere cu Egid ca în fiecare dimineață să meargă să hrănească găinile și să ia ouăle. În felul acesta aveau și de mâncare. Yusuf, tipul cu care Esra avusese un conflict în trecut, îl caută pe Ozan la companie și îl roagă să meargă cu el într-un sat să o pețească pe Meltem, fata de care s-a îndrăgostit. La început Ozan îl refuză, dar tipul își dă seama că Ozan și Esra țin secret faptul că au fost căsătoriți și îi amenință că le va spune tuturor din companie adevărul. Ozan și Esra nu au de ales și acceptă să meargă cu el să ceară fata. După logodnă, Ozan și Yusuf sunt invitați de frații lui Meltem în oraș la un local. Ozan bea cam mult și nu se pot întoarce acasă în acea seară, așa că rămân acolo până a doua zi dimineața. Menexe și Zumrut au candidat la alegerile pentru președinte al asociației din cartier, dar voturile au fost egale și amândouă au fost alese în funcția de conducere. Amândouă lucrează în același birou și, bineînțeles, se ceartă tot timpul. Eco și Elif le sfătuiesc să iasă împreună în oraș pentru a vedea ce schimbări trebuie să facă pentru înfrumusețarea orașului. Zumrut vede un afiș cu fotografia lui Ozan împreună cu Esra și crede că s-au căsătorit. De supărare leșină, iar când își revine îl sună și îi cere să anuleze căsătoria. Menexe este foarte tristă fiindcă bănuiește că Ialcin o înșală. Zumrut nu suportă să o vadă supărată fiindcă nu mai are cu cine se certa și îi propune să-l urmărească amândouă pe Ialcin. A doua zi dimineața, Ialcin merge în oraș. Ele îl urmăresc și îl văd la o cafenea împreună cu o femeie elegantă. Esra își dă seama că are sentimente pentru Ozan. Ea merge la el în birou și îi spune că s-a gândit bine și vrea să renunțe la slujbă fiindcă nu este bine ca amândoi să se vadă prea des pentru că își fac doar rău unul altuia.